Sala arhiplină, dar și holurile la fel. Două zile de congres al PNL, ale cărui rezultate au fost deja dezbătute și întoarse pe toate părțile. Klaus Iohannis, președinte, două nominalizări pentru candidatul la prezidențiale din toamnă, discursuri motivatoare sau cu reproșuri, dar poate cel mai important pentru liberalii din sală, au fost transmise cele mai multe mesaje, al căror numitor comun l-a reprezentat cuvântul unitate. Vă prezentăm în minutele următoare secvențe din discursurile care au smuls ropote de aplauze sau chiar au ridicat sala în picioare. Acest congres va dovedi că Partidul Național este unit, Partidul Național Liberal este o echipă, o singură echipă puternică. Au luat cuvântul și liderii formațiunilor cu care PNL dorește fuziunea pentru unificarea dreptei. Trăiesc emoția visului pe care se îndeplinească. Aceea de a vedea partidul nou, Partidul Democrat Liberal, alături de Partidul Național Liberal, în marele proiect al dreptei, Partidul Dreptei Unite. Am văzut întotdeauna că partenerul natural al PNL este PNL. Pe calea pe care am pornit, dragi colegi liberali, veți avea în mine garantul colaborării oneste, cavalerești, cu respectarea cuvântului. Șeful Forței Civice, Mihai Răzvan Ungureanu, a prezentat relația sa cu PNL, PDL și formațiunea pe care o conduce, printr-o analogie cu mai multe tipuri de familie. Casa părinților mei, acolo unde am învățat să fac primii pași în politică, acolo unde am făcut diferența pentru prima dată între bine și rău, și acolo unde am învățat ce pot face și ce nu pot face. Casa părintească în politică pentru mine este Partidul Național Liberal. De asemenea, Ungureanu a declarat că PDL reprezintă casa prietenilor, iar Forța Civică este propria sa familie, întemeiată de el. Apoi un mesaj care a ridicat sala în picioare a fost acela al fostului președinte al PNL, Crin Antonescu, cel care a și prezentat raportul activității în timpul mandatului său. Sigur că nu a făcut acest lucru folosind cifre sau termeni tehnici, ci a relatat, preț de mai multe minute, tot ce a fost bine și ce a fost mai puțin bine. Iar ce a smuls ropote de aplauze a fost... Prădătorii au ochii, cred că nu-i așa? Invitați la televiziuni, se agită, promit, candidează, înțează partide, țin, citez, fie placa liberalismului. Și unul celorlalți e nedreptăți. Uneori chiar nu se știe nici numele, chiar între noi. Dar, dragii mei, mesajul meu, din capătul acestei aventuri de existență, care am avut împreună, este că numai cei din urmă, numai cei drepti, numai aceia contează, pentru că numai aceia există. Pentru că cine trădează, încetează să existe. Ești ceva și când trădezi, nu mai există. Discursurile celor care au avut un mesaj de transmis liberalilor din întreaga țară au conținut așadar detalii și opinii cu privire la unificarea dreptei, la aderarea PNL la Partidul Popular European, dar multe au făcut referire și la prezidențiale. Klaus Iohannis, înainte de a fi ales, a spus printre altele că România are nevoie de un președinte model, cu un comportament ireproșabil, un garant al marilor proiecte și a adăugat. Nu am fost comunist. Un om din generația mea cred că poate să afirme așa ceva. Mi-amintesc încă cu tristețe când am avut o finală la prezidențiale și cineva a spus că românii trebuie să aleagă dintre doi comuniști. Ei, cu mine, așa, dar asta e problema. În timpul în care se desfășura votul pentru președintele PNL, a urcat la microfon și alți membri marcanței partidului. Cristiana Domniței, de exemplu, a făcut referire în discursul său și la PSD. Și totuși, cu PNL-ul care a făcut atât de mult bine în România, de ce se întâmplă că astăzi, când vorbim noi, PSD s-a adus? Care este explicația? Și dăm seama încă o dată de dorința și nevoia acestui partid de a implantiza atât România, pentru că nu mai pot, măcar anumite comunități, de a reține în continuare mai sărat și mai paupere, pentru ca mesajul lor și acțiunea lor să primească în continuare tot de încredere. Pentru
dacă toate comunitățile din România ar avea beneficiile unei guvernări corecte, liberale, ele nu ar mai putea fi cumpărate într-un fel. Și liderul TNL, Florin Alexe, a transmis colegilor săi un mesaj, unul de mulțumire. Vreau să mulțumesc tinerilor liberali care sunt prezenți în această sală, fie că sunt delegații ecăruse, pentru că au muncit zi de zi, pentru că au învățat să fie numărul 1, pentru că au o mentalitate de învingători și numai astfel putem să ajungem și noi ca liberali ceea ce am fost odată. Mulțumind în repetate rânduri pentru încredere și pentru cele peste 1300 de voturi obținute, după anunțarea rezultatului alegerilor, Klaus Iohannis a spus printre altele. Partidul Național Liberal are foarte multe resurse, foarte mulți oameni care sunt capabili să facă lucruri mari. Foarte mulți oameni deosebiți de competenți în domeniul lor. Acest lucru mă face să fiu convins că vom reuși împreună să facem ce ne-am propus.